E un stup. Da un pic de fum? Da, Dan, dă-i un pic de fum, Bogdane. Am cameraman, am ajutor, ucenic aici. Pe 10 rame. Cu magazie, dar bineînțeles, acum e fără magazie. Încercăm să vedem dacă putem să-l deschidem, dar se pare că sunt cam agitate. Vedem ce iese. Dacă înțapă pe cameramanul meu... Dacă îl înțapă pe cameraman... Aici văd că l-am lăsat pe 10 rame, nu știu ce am făcut, dar văd că o iernat așa, ceea ce e bine că vedem cum s-o comportat. Prima ramă, încă mai are rezerve, mai are miere. Asta... Bogdane, vine în partea asta altă, te rog. Ce zici? Zic, ceara, de unde ai luat-o pentru fagă? Asta e, acum discutăm de stup, de ceară după aia. Așa. Începem să-i scoatem ramele. Păi, fiți cuminți, că dacă voi sunteți cuminți, eu vă dau biscuiți. Și a doua ramă, încă și are și asta pe coroană ceva miere. Cum l-am nimerit să-l deschid chiar pe ăsta care are toate ramele. Treia ramă, e bun. Acolo e o gaură. E, acolo e gaura aia, am făcut-o eu pentru când am băgat o botcă. Asta este... Băi, v-am spus că dacă sunteți cu mine și nu mă înțăpați, vă dau biscuiți. Că voi așa să faceți. Să vedem. Uite, aici deja are puiet. Te rog, doamna cameraman, domnișoară, filmează puietul. Aici este puțin puiet, e prima ramă cu puiet. Bogdane, tu uite-te după matcă, poate o vezi. Pentru că nu-l ținem noi atâta deschis, uite-te și aici după matcă dacă o vezi, dacă nu o vezi să fii sănătos. Uite, aici are puiet tânăr mult. Aici se vede puietul proaspăt, o zi de două, numai nu știu dacă îl prins. Uite, aici îl văd ca o virguliță, dacă îl vedeți. Acolo este puietul de o zi sau de două zile. Vedem noi ce se vede pe filmat. Hai, lasă-mă, că n-am timp să stau după tine. Așa? Păi, nu mai... Vreți să ies pe aici? Că nu. Albinele sunt destul de cuminți. Uite puietul, mult. Uite, te rog, după matcă. Bogdane, dacă o vezi. Nu, nici eu nu o văd. Ar cam trebui să fie pe ramele astea. Are destul puiet pentru timpul ăsta. Încă nu-i în ultima zi din februarie, încă nu-i martie. Și uite, uite aici, vedeți locul ăsta gol. Aici a ieșit un rând de puiet. Și acum o depus din nou ouă. Deci aici este puiet, aici o depus ea prima dată. O ieșit ăla, o ecluzionat deja, o ieșit albinile de acolo. Dacă aș vedea eu când ies o albină, să vă arăt să o filmeze Anca. Dar nu știu dacă văd, nu vreau să o țin prea mult deschis. Dar nu era mare, adică nu știu. Ce ai văzut? Mi se părea una mai mare. Dar... Eu sunt ca un trântor de mare. Puiet foarte mult, după o mila mea părere, aici este puiet foarte mult, asta e un stup foarte bun. Îi dau nota 10 cu felicitări, pentru că are puiet mult, uite albina cu polen pe aici. Căutăm matca și nu o vedem, ce se face? E neserioasă dacă nu se arată prințesa. Nu vrea să mărite, nu prea urcă ea așa sus, că acolo, dar o depus-o și acolo. În general, până la... De la coroana aia jos te pune. Ia uite-te și aici, Bogdane, poate vezi. Aș vrea să o prindem, să o filmăm, dar, în fine. Da, nu. Nu vedem, nu se arată, dar important... Uite cum halez la miere. Ha? Cum halez la miere. Important este că... că, virgulă... Au puiet foarte mult, ăsta e un stup foarte bun, înseamnă că nu întâmplător l-am lăsat eu pe 10 rame, dar oricum e la capăt, nu o să... Altă ramă, deja cât e asta? A patra cu puiet. A patra sigur dacă nu o cinci. Cine vede matca îi da un premiu, un pahar de pălincă. Grăbiți-vă că dacă nu vedeți nu căpătați.
Nu simt că adevărat, bă, dar doi sturi, nu, nu am văzut, matca. Hai, uitați-vă și aici. Așa cred că ar trebui să fie, dar mai mare, nu? Mă rog, păi, un pic mai păi, maronie, nu? E mai lungă o țâră și mai frumoasă, așa ca o domnișoară. Mica, ca noi, nu? Nu, nu. Păi, la fel. Nu să găsi toate la fel, nu, nu, te mai fentează vedere. Bun, în fine. Eu nu mă mir că nu o văd, eu văd rău de, de bătrânețe, dar voi ar trebui să o vedeți. Dar acolo oare ce-o fi? Acolo e altă, alt subiect care îl discutăm după ce închidem scutul. Le-am dat eu o turtă și o cursă. E mai mare, mă, tip. Bine, nu, nu e mult mai mare, adică nu e așa. Nu, e un pic mai mare decât ăsta la altă. De cu polen. Da, vin și cu polen. Încă miere mai au. Ele, de-acu înainte, o să înceapă să aducă și miere că... că încep florile. Și vine căldura. Uh-huh. Și, în principiu, au mâncare satisfăcător, nu prea multă. Uh-huh. Având în vedere că iarna asta pentru mâncare a fost cam... A fost multă căldură și atunci el a ieșit des afară și ieșind, ori și consumat mult. Astea, vezi, astea două rame trebuie să le scot de aici, dar probabil n-am mai intrat pe la ele și de-aia au rămas pe 10 rame. Asta trebuia să-l las pe 8 rame și au rămas întâmplător pe 10. Așa au rămas așa. Dar matcă, fraților, nimeni. Bun, acum îl închidem înapoi. Anca, arată aici cum închidem și vreau și stupul să-l arăt, să se vadă că nu sunt mortalități nimic pe fundul stupului. Adică nu sunt albine moarte cu grămadă, nu sunt deloc, ceea ce este foarte important. Cei ce sunt stupari, pricepi ce spun eu. Că de ce? Bogdane, tu ai să te uiți să vezi matca, că mai facem o verificare la matca. Mă las-o matca lui matca. Nu, nu, nu. Nu vezi, păi nici eu nu vezi. Ah. Ce ai văzut? Nu? Nu, nu, nu. Hai, fetițe, lăsați-o să vedem. Vă dau biscuiți, hai. Și dacă le promit biscuiți ăștia. Acum a găsit matca, că mi-am pus ochelarii de vedere, de citit. Hai, să vedem. Ia-i. Asta înseamnă că nu e însemnată. În general, mărțile se însemnează și atunci imediat o vezi. Uh-huh. Pune un semn acolo pe capul obseaua și se vede imediat. Da? E culmea, știi? Nu o vedem acum și să o vedem după aia când ne uităm pe film, pe calculator, că acolo e mare, știi? Și să o vedem acolo. Oricum, sunt foarte mulțumit și de stupul ăsta cum a ieșit din iarnă. Din asta facem cel puțin 2 roi în vara asta, că anul ăsta vreau să mă profilez pe roi, să fac mulți roi. Asta, uite, aici se vede puietul proaspăt. Asta mai are vreo săptămână până când termină și iese și aici și în ăștia, ia să vedem, da, da, se vede puiet tânăr. Deci el matca ouă, îi ia pe aici, că de-aia sunt ouă, dar nu.